Alina Gheorgheu, de aici, din centrul orașului Focșan. După cum observați, este mare agitație, se sărbătoresc zilele orașului Focșan, dar este și Festivalul Berii. Am avut un spectacol incendiar, atât în timpul zilei, când au fost mulți artiști din muzica populară, dar și seara, când au fost artiștii cei mai buni aproape ai României. Mine două fete minunate, formația Like Chocolate. Bună seara! Bună seara, bine v-am găsit! Ce spuneți fetelor, cum vă simțiți la Focșani? Extraordinar, ca de fiecare dată. Ia ce ceoară! Pe scurt, ca nicăieri. Ia ce ceoară când venim aici. Wow, e super! Am fost și de Revelion ultima dată și chiar a fost foarte frumos. A fost cu iarna, cu oamenii cu vara și sperăm să continuăm tot așa, să venim și la toamnă, și la iarnă, și la primăvară și vară și tot așa. Noi ne bucurăm foarte mult că v-am avut aici, show-ul a fost splendid. Și noi ne bucurăm și venim aici la voi de fiecare dată cu mare drag. Cu ce proiecte noi? Cu un nou single pe care l-ați auzit în această seară, Tărăboi, single la care o să filmăm cât de curând și un videoclip. Am făcut acum de curând o ședință foto extraordinar de frumoasă pe care o vom posta foarte curând pe Facebook-ul nostru Like Chocolate. Vă așteptăm acolo unde veți vedea și poze din această seară, pentru că ne place să păstrăm amintiri de fiecare dată unde mergem. Și o nouă ședință foto pentru un singur Tărăboi, ai spus, nu? Da. Vă așteptăm, bineînțeles, pe Like Chocolate, să nu uitați. În ce an ați început să debutați? Am început să debutăm acum 3 ani împreună în acest proiect, însă separat cred că ne chinuim de pe la 14 ani amândouă. Și eu de la 12, de la 14 și eu de la 12. Și cum vi se pare? E greu, e ușor, mă refer pentru cei care vor să intre în această branșă. Este destul de greu, dar nu și imposibil când îți dorești cu adevărat. În momentul în care dorești și faci totul cu foarte multă pasiune și dăruire, este imposibil să nu reușești. Mai depinde și probabil de noroc, nu? Da, înțeles. Ce le transmiteți fanilor? Că-i pupăm dulce ca ciocolata, că eu sunt Betty și ea e Andra. Și vă așteptăm să le cunoașteți și pe dansatorul nostru pe Facebook-ul nostru Like Chocolate și să nu uitați de site-ul nostru likechocolate.ro și liveartist.ro. Mulțumim foarte mult și mult succes în continuare. Și noi, vă pupăm dulce! Și ce s-a întâmplat? Blugia e rupt. Am primit mesaj și 10 minute de pe scenă. Repede, repede! N-am văzut o treaptă, restaurant și care e picior la Blug s-a rupt stângul, nu? Deci din plin așa, bang! Nimeni în jurul meu! Fetele erau în față, help, help! Asta e picaterie mare și recentă. Dar din Turcia ce ne poți spune? În Turcia, vacanță, frumos, plajă, n-am picaterie, acolo e totul. Liniștit, acolo, da, nu? Liniștit. Acolo sunt mai liniștit. Aici când vin... Aici cade. Aici. De fete ce ne spui? De ce anume? De fete, de fete. Să spună ele, întreabă-le tu. Cum este alături de ea în spectacole? Foarte frumos, e ca sora noastră, ne distrăm, petrecem, mâncăm. E foarte mult timp cu ea și ne trecem ca și surorile. A fost această problemă în lumea muzicii. Ce spuneți de producători, de case de muzică? Ar trebui să fim mai atente? A, de scandalul acela. Scandalul care a fost. Deci, care e părerea ta? M-am uitat pe televiziunea aceea internațională, pe postul acela. Și am văzut pe toate site-urile și nu mi-a venit să cred. Oare ar fi adevărat sau doar așa să-și vândă foarte bine? Eu nu cred, măi. Nu cred că mintea Alexandra. Nu cred că mintea, adică sărăcuța arăta mult prea. Era disperată să dăm minte lucruri care nu se spun la televizor. Adică vena, că era, aia era necontrolată. Aia a scos porumbelul din gură fără să vrea. Aia nici măcar nu se zice, atât de disperată era. Și crezi că a mințit? Nu cred că a mințit. Disperarea ei a făcut și cafea a făcut. Eu mă înțeleg perfect și sunt alături de ea. Nu cred că am mixit. Cu așa ceva nu se mită să te vinești singură sau ce, nu cred. Nu am de recurge la asemenea. Am văzut multe glume proaste pe Facebook, că vai că nu mai... Vedem peste tot de deschidă. Știi că părerile sunt împărțite. Bine, o fi împărțită, dar eu sunt de partea ei, clar. Adică, nu cred că... Și el pare un băiat bun,
dorești și te așteptăm în fiecare an la Focșani. Mulțumim, mă pupam, ceau! Ați adormit, haideți! În cirașor, amară, amară. Haideți, rog! Sărutul din scară. Inima mea și ascund-o bagaje pe undeva. Ia o butire acolo în America sau în Asia. Sunt Focșani! Era cu tine și inima, inima mea. Sunt! Și ascund-o bagaje pe undeva. Ia-o cu tine acolo în America sau în Asia. Yeah, yeah. N-am iubit 50 de mile, fără teamă și fără pastile. Numai cu perdeau atrasă și cu lumână multe pe masă. Ai avion, aveam pe la 7. E tuneric, afară e noapte. E tuneric, afară e noapte. Ia cu tine și... Să facă un pic de zgomot. Și toate cățelușele de rasă. Să facă un pic de zgomot. Pe cenă și-n afară, ne vezi și la Focșani și la urmările generală, zi! Hai și! O să încerc. Sau... Ok, Focșani, și vreau să vă puțin atmosferă. Ok. Zi! Hai! Hai, vreau să vă mâine sus! Focșani! Zi! Aha!
Băieții, mă știu, de Max și da. Ai răspuns invitației, nu? Da, da, sunt un fan al artistului și da. Te-ai descurcat super bine, nici nu mă așteptam. Unde ai stat ascuns până acum? Asta era întrebarea. În orașul ăsta micuț am stat ascuns până acum. Și nu ai încercat să... Ba da, am încercat. M-am mai gândat și la festivale, dar... Nu prea știe lumea de tine. În oraș, așa și așa. Cum crezi că te poți lansa în această muzică? Păi, prin foarte multă muncă, dar trebuie să ai și pe cineva în spate, cel puțin o echipă destul de bună. Un producător bun, probabil, nu? Da, exact, exact. Ai încercat să ajungi la cineva la București? Momentan, nu. De acum drumurile sunt închise sau cum? Nu, nu m-am interesat chiar foarte mult, deși... Ce vârstă ai? 19 ani. Un adevărat succes vei fi, tot înainte. Baftă în continuare. Vă mulțumesc frumos. Începem și la capela. Începem și la capela. Hai de domnul. Basul e bun, bitul de nețial. Puia lângă mine aici, number one. Fetele în club se mișcă senzual. După două, trei, patru, sunt toate sus pe bar. Băi, fetele în șalet, cu un client. Au grijă să nu fie adolescent. Se uită în finanțe, dacă e potente doar. Fac prostii mai bine ca în Occident. Bună seara, Puia. Bună. Un spectacol super. Dacă zici tu... Da, publicul l-ai văzut, a fost în extaz. O fi din cauza cântărețului? Normal, n-ai văzut, toată lumea te cunoaște, puști, îți cunosc foarte bine piesele. Ne bucurăm că ai fost foarte aproape de public și ai invitat unul dintre focșăneni care chiar ți-a făcut plăcere să-l auzi. Cum a cântat? Păi au fost mai mulți. Al doilea, pot spune. Te referi la băieții care au cântat rap. Da. De foarte multe ori există... talente lângă noi care nu... Nu sunt descoperite, da, putem spune, nu? E o șansă asta. Mi-am dat un microfon, un public. E foarte greu să strângi atâta lume care să te asculte. Știi că l-am întrebat, îi zic, talent ai, dar crezi că poți ajunge... Cine te recomandă? Da, exact. Cine crezi că te poate ajuta? Cum ai început tu prima dată? Măi, treaba asta cu rap-ul nu are nicio legătură cu ajutorul. Cine mă ajută? Nu m-am, eu m-am ajutat. Nu e ca și cum... te duci undeva și cineva te face star. În faptul că tu ești talentat și tu ești determinat să-ți atingi scopul, ai ajuns să devii cineva, dar nu e un om care poate să te ia de pe stradă și zică gata, mă, de mâine ești star. Nu, sunt nicio formă, dar ar putea să existe o persoană care te ajută să ai contact la concerte, să te recomande, nu? Nu poți, de exemplu, să te afișezi tu? Normal, așa. Da, avem o echipă, sigur, nu poți să faci nimic singur. Ce proiecte pentru viitor? Bă, mari. Lucrăm la un album la familie, lucrez la... Trebuie să termin EP-ul, care l-am început. Mă avem. De politică ce mai spui? Ce vrei să spun de politică? Te mai interesează? Da, e un subiect interesant, da. Da. Noi îți mulțumim foarte mult pentru minutele acordate. Te-ai închis așa urgent. Ori e interesant. Păi spune-ne tu. Da, e un subiect interesant, am spus. Unde te mai găsește lumea în politică? În ce partid? Păi vezi? În ce partid mă gândesc? Da, nu sunt în niciun partid. Te interesează să intri într-un partid? Mă, nu. Nu. Nu, am avut o tentativă foarte nereușită, dar nu. E inutilă. Ce ai vrea să le transmiți fanilor? Bă, ce le-am spus pe scenă? Ăsta e mesajul meu pentru fani. În timp ce le cânti, le transmit și mesajul. Da, exact. Nu? Noi îți mulțumim foarte mult. Postul exact este asigurat. Aia zic. Atent. Thanks for being with us here on World News on CNN.
Focșani, Jean is English. Jean is English. Jeanam. I can be what I want to be. This is my tendency. Cause I got a lot of life in me. Let me live my American dream. I can be what I want to be. This is my tendency. Cause I got a lot of life in me. Let me live McDonald's, Michael, Notorious B.I.G. George Bush, Coca-Cola și MTV. Hollywood, Mike Tyson, Irak, 11 septembrie. Ce dezastru păcate, B.I.C.I.A. Hamburga, Hot Dog, Bill Gates, Windows, Microsoft. Acum nu te mai duci la muncă, te duci la job. Poate muzicea adidoasă, la picioare de plor. Chill man, Johnny Singlish, no. Nu mai avem cachere, nașpa, avem ghetto. Trebării au flow, sunt underground, yo. Tupul este cool, nimic nu e mișto. Mulțumim foarte mult celor care au organizat acest spectacol și vedetelor care au întreținut această atmosferă pentru focșănenii noștri. Pentru Francea Media, Alina Gheorghiu.